Critici duri așadar privind recalcularea pensiilor vin și de la președinta USR Elena Lasconi. Opoziția acuză guvernul că a ținut în sertar proiectul timp de 2 ani, iar acum legea a venit cu o grămadă de probleme. Astfel, pensionarii sunt nevoiți să stea la cozi infernale după ce s-au trezit cu decizii de recalculare în care le era scăzută pensia, așa cum vă spuneam. Domnule Ciolacu, respectați pensionarii României. Dragi pensionari, nu meritați să fiți tratați așa. Nu meritați să vă treziți cu pensia tăiată, să bateți din nou drumul la casele de pensii, să stați la cozi interminabile pentru a corecta ceea ce guvernul ar fi trebuit să facă bine de la început. Am ascultat și am citit mărturiile mai multor pensionari, oameni care nu au putut să doarmă noaptea după ce s-au trezit cu pensiile tăiate. Este inadmisibil, a spus Elena Lasconi. USR acuză că premierul a ținut proiectul legii pensiilor în sertar timp de 2 ani, iar când legea a ajuns în cele din urmă în Parlament, problemele ridicate de USR au fost ignorate. Ciolacu a vrut doar să folosească electoral noua lege a pensiilor, nu să le facă dreptate celor care au muncit onest o viață. Suntem într-o situație absurdă în care mii de pensionari sunt obligați să plătească o sumă uriașă de peste 2.800 de lei pentru o simplă adeverință de venituri necesară pentru recalcularea pensiei. Guvernul a greșit, dar pensionarii sunt puși să plătească. USR cere demiterea imediată a ministrului muncii și refacerea programului de recalculare a pensiilor, astfel încât pensionarii să nu mai fie puși pe drumuri. Cerem să fie votată înainte de toate legea noastră care repară nedreptatea adusă vârstei care au lucrat în condiții grele și care pierd cel mai mult, acuză șefa USR.